Următoarea ta provocare care este? Să ajung iarăși la Balcaneadă și să dau iarăși tot ce pot și să încerc să iau locul întâi. Așa este. Te vezi schimbând vreodată sportul pe care îl practici acum? Nu. Va fi, într-adevăr, o viață dedicată acestui sport? Îndrăznesc să crezi acest lucru? Da. Dar ar Dumnezeu să fie așa cum spui tu. Mult succes îți doresc. Să fii sigură pe tine, să nu fii emotivă cum ești acum la acest interviu și nu ne despărțim înainte să te rog totuși să-mi povestești care a fost cel mai greu moment al tău, dar și cel mai frumos atunci când ai început să practici acest sport. Ți-aduci aminte? Cel mai greu a fost primul concurs, că aveam multe emoții. Și cel mai frumos... Am avut multe momente. Dă un exemplu. Când am luat locul în țările naționale și am reușit să mă calific la Balcaneadă. Corect, așa este. Unul dintre mesajele pe care noi îl transmitem părinților și copiilor este de a determina copiii să facă sport. Și cred că ești de acord și tu că un copil este bine să facă sport, cel puțin când este foarte mic. Nu neapărat să facă mare performanță, dar să facă și de plăcere, corect? Da. Sloganul campaniei noastre permanente, prin care îndemnăm atât părinții cât și copiii să facă sport, sună așa și o să te rog să-l repezi după mine și sunt convinsă că o să-ți placă că te regăsești în cuvintele lui. Eu sunt născut pentru sport, iar voi trimiteți copiii la sport. Eu sunt născut pentru sport, iar voi trimiteți copiii la sport. Mulțumesc frumos, draga mea, și mult succes ai!